FCM Târgoviște a pierdut încă două puncte pe teren propriu vineri după amiază, 0-0 cu avântul Reghin la capătul unei partide modeste. Echipa lui Becheanu rămâne în subsorul clasamentului cu o singură victorie acasă în fața lui Civitas Sfăgăraș, formație care s-a retras din campionat chiar după înfrângerea de la Șotânga. Cu Reginul, puștii de la municipal și-au creat câteva ocazii, dar n-au fost în stare să dea gol. Gâldău și Daia au fost oamenii de bază ai gazdelor în remiza albă de vineri, iar tehnicianul Haralambie Becheanu cere conducerii să întărească urgent echipa siguranță trebuie întâlnit. și cei care sunt acum, dar este un pic de naivitate, eu o dau și pe seama vârstei. Eu cred că o să evităm retrogradarea pentru că echipa este în creștere, jocul echipei este în creștere. 200 de spectatori au asistat la meciul dintre FCM și Reghin. S-a băut bere chiar sub ochii jandarmilor, iar unii localnici au rămas să-și termine dozele și după finalul meciului. În aceeași rundă, prima a returului, Urban Tito a pierdut la Pitești, scor 2-4 la cu SCM Argeș.